Mihaela Zmeltescu. Pregătiți-vă să aplaudați și o să vedeți, așa cum spuneam și toată impostează, aceea de om care iese în stradă fără training, pentru că dincolo de training sunt suflete, sunt emoții, sunt iubiri, sunt supărări și întâlniri. Așa cum suntem și noi în afara serviciului. Încă o dată, în fața dumneavoastră, Mihaela Zmeltescu! Lângă Mihaela o să vină imediat tot în fața dumneavoastră, înălțimea sa, Anastasia Pispalova! Apoi, cu numărul 5, tot aici pe scenă, Iulia Pușcașu! Se pare că au și astăzi emoții, să apară în fața dumneavoastră, altfel decât în tricoul de joc, cu Mihaela. Emoții în acest echipament. O chemă acum în fața dumneavoastră pe Adriana Mechida. Haide, Iulia, că ești așteptat aici de public. Iulia Pușcaș, Adriana Mechida, cu numărul lor, Cristina Neagu. Numărul 9, se pregătește să urce pe scenă, Ionela Zdanca. Numărul 10, Roxana Hart-Gatter. Cu numărul 12, a portat de nădejdea rochimului, Tereza Păscaru. Cu numărul 14, capitanul acestei sportive de echipe, Steluța Luca! Cu numărul 15, Valentina Adan Elisei! Numărul 17, Ramona Maier! Numărul 18, Adina Valeria Veșe. Cu numărul 21, Dalina Tolmai. 22, Ioana Manea. Cu numărul 23, Gabriela Suci. Cu numărul 25, Clara Bădineanu. Ușor, Clara, ușor. Cu numărul 30, Paula Ungureanu. Cu numărul 77, Olga Mașur. Numărul 85, Regina Șicule! Cu numărul 88, Patricia Vititiu! Și 99, Narcisa Lecușanu! Ele sunt datele domnilor campioanele României și vicecampioanele Europei. Medicul echipei, domnul doctor Aurel Stăunaș. Avem și noi fizioterapeuți cu renume internațional, domnul Ionescu.
Ministerstwo Finanse, ekonomist Daniel Barbulesco. Manager sportiv la Olimpia Plecovâlcea, domnul Bogdan Nicoloiu. Vicepreședinte la club, domnul Nicolae Luca. Cel de-al doilea vicepreședinte, domnul Petre Berbecaru. Și acum omul care este legat de viață de această echipă și de handbalul feminin Plecovâlcea. Un aplauz de dumneavoastră, doamnelor, comisarilor și domnilor, domnul Ioan Gabrielescu. Acesta,